Salut! Sunt Otto de la Mire TV, iar astăzi s-a terminat săptămâna 19 din singura transformare live de pe tot YouTube-ul, fraților, singura transformare documentată, singura dietă apicolă în care punem clipuri în fiecare săptămână cu toate mesele pe care le-am avut și cu cântarul oficial de la sfârșitul fiecarei săptămâni. Săptămâna asta a fost una foarte bună, am reușit să-mi revin, am reușit să mănânc foarte multe fructe, foarte multe legume, foarte multe mâncăruri gătite, pentru că știți că mi-am plac foarte mult mâncărurile gătite și sunt foarte bune, foarte sănătoase, pentru că ele conțin foarte multe legume. O să vă las imediat acum să vedeți toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, să vă luați doza de inspirație și de motivație și apoi ne revedem aici cu cântarul oficial și să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața! Începem și săptămâna 19 din singura transformare live cu o linguriță de păstură. Ia uitați ce fain arată. Am fost jos în depozit și am mai luat-o din asta de păstură pentru că cealaltă se terminase. Ia uitați, este acolo goară. Și aici avem cafeaua pe care o să o pregătesc cu o linguriță de miere de rapiță, cafea naturală Jacobs, și voi folosi miere de rapiță, nu miere de sarcâm, pentru că mierea de rapiță nu schimbă gustul cafelei și este extraordinară. Este mult mai bună decât zahărul, are mai puține calorii, mult mai sănătoasă și păstura mă ajută foarte mult pentru a pune masă musculară, pentru că are 35% proteină, iar mierea de rapiță mă ajută pentru că îmi dă foarte multă energie. Aici am făcut coletele care au venit weekendul acesta pe site-ul nostru și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat și să le consumați cu plăcere. Multă sănătate vă doresc! Ia uitați ce a făcut maica mea urșilor de dimineață. A făcut ciorbiță. De ce ciorba asta? De oase de porc cu lobodă. Lobodă? Uh-huh. Mamă, ce oase mari! Deci nu le pot scoate de aici. N-au carne multă, a? N-am luat tot din piață. Dar oricum vreau să-mi pregătesc ceva de dimineață, acum nu vreau să mănânc ciorbă. Asta o să o mâncăm când venim de la sală. S-a făcut ora 11, urșilor, iar aici pentru micul dejun mi-am făcut o omletă cu două ouă. Avem ciuperci prin omletă, ceapă roșie și babic. Uitați, babic din acesta, ciuperci și ceapă roșie, da? Ia uitați ce mișto arată. Delicios, abia aștept să mănânc. Ia uitați ce mișto s-au făcut și ciupercile astea, ce s-au urmenit. Iar lângă avem roșii foarte bune din piață, a găsit maica mea. Avem castraveți și brânză, tot așa din piață de la țărani. Abia aștept să mănânc. O să mănânc fără pâine. Cam asta este micul meu dejun, iar apoi ne pregătim de sală. Am terminat de mâncat, urșilor. După cum vedeți, am mâncat mai puțină brânză, pentru că brânza are mai multe calorii, da? Am mâncat foarte multe legume, am mâncat toată omleta. Bine, nu a fost foarte mare. Adică a fost foarte mare, dar n-a fost atât de bogată în calorii, pentru că am pus decât două ouă și am pus foarte multe legume. Am pus două ciuperci, m-am pus o jumătate de ceapă, plus acolo am avut iarăși foarte multe legume, da? Am avut și niște babic din ăsta. Mamă, deci a fost foarte picant. L-am tras un pic la tigaie așa și a fost super, super picant. Ne întoarcem la origini, fraților, cum am slăbit și până acum, adică cu foarte multe legume. Legumele sunt foarte sănătoase și au foarte puține calorii. De asemenea, ne ajută foarte mult digestia, au multe fibre. Putem să mâncăm multe, să ne umplem stomacul, să avem senzația de plin, de sațietate. Am mâncat o grămadă de proteine. Și proteinele sunt foarte bune pentru că ne ajută să facem masă musculară și să avem senzația de sațietate mai mare pentru un timp mai îndelungat, pentru că se digeră mai greu. O masă extraordinară. Haideți să mergem sus să terminăm cafeaua, pentru că mai am vreo jumătate de ceașcă, de cană, și apoi să ne pregătim de sală. Ia fiți atenți aici, urșilor. Bac.
antrenamentul cu greutăți am reușit să fac o oră de cardio pe plan înclinat, 10, și viteză 4. Și după cum vedeți am ars 700 de calorii. Vreau să merg acasă să mănânc ceva și să mai facem încă 2 ore de mers prin curte. Pe plan orizontal să mai ardem încă vreo 700 de calorii. Să mergem în 1500 de calorii arse astăzi. S-a făcut ora 4 urșilor, am venit de la sală, au trecut cam 5 ore de la prima masă, mă rog, de la ultima masă, dar a fost și prima. Aici avem pâine, mi-am cumpărat pâine proaspătă, graham de velpitar, moale, o să mâncăm un colț, o să mâncăm ciorbița asta cu ardei din ăsta iute, dar haideți să vedem cum arată ciorbița. Ia uitați, câte legume ale, cât morcov, mamă și câtă carne, bine, mai mult os, da? Asta e, os din ăsta afumat așa de porc. Super tare, cu lobodă așa și foarte multe legume, au tăși ceapă, ardei, roșu, super tare. Haideți să mâncăm pentru că mi-este foame. S-a făcut ora 8 urșilor, iar pentru a treia masă pe ziua de astăzi avem o varză cu multă carne, cu cârnați, cu mușchi afumat. După cum puteți vedea, avem și două feliuțe de pâine din asta graham, este foarte bună. Avem și ardei din asta iute în oțet, am pus aici peste varză o grămadă. Varza este foarte bună pentru dietă, pentru că are foarte puține calorii, are decât 30 de calorii pe 100 de grame, iar aici mi-am pus 200 de vișinată, noroc și poftă mare. S-a făcut ora 11 noaptea și este timpul pentru a patra masă pe ziua de astăzi. Ia uitați, avem pulpițe la cuptor cu cartofi și cu usturoi. Abia aștept să mănânc. Haideți să vedem câte pulpe îmi pun și să facem o farfurie. Ok, cam așa arată farfuria mea. Pentru ultima masă avem 3 pulpițe fără piele. Avem cartofi. Cartofii sunt foarte buni pentru că au decât 85 de calorii, adică este o sursă mult mai bună de carbohidrați decât pâinea sau orezul sau pastele, pentru că acelea au peste 2-300. O să mănânc toată masa asta fără pâine, bineînțeles, pentru că am cartofi, iar aici avem niște castraveciori murați. O să mănânc și vreo 2-3 castraveciori din ăștia murați. Sunt făcuți în casă, sunt foarte buni. Vreau să vă mai spun faptul că dacă mănânci târziu, asta nu înseamnă că te îngrași. Important este câte calorii mănânci în fiecare zi. Dacă ești în surplus caloric, te vei îngrășa, dar eu nu sunt în surplus caloric pentru că am consumat în jur de 2500 de calorii cu tot cu masa asta și am ars 1500 de calorii. Deci, practic, am rămas decât cu 1000 de calorii astăzi, ceea ce înseamnă foarte, foarte puțin. Și sunt foarte optimist și preconizez că o să slăbesc undeva la 1 kg săptămâna aceasta. Poftă bună vă doresc tuturor și noapte bună. Ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Neața urșilor, haideți să facem cafeluța pentru că m-am trezit târziu astăzi. Haideți să facem cafeluța cu o linguriță de miere, bineînțeles, de rapiță, pentru că este super, super bună. Nu schimbă gustul cafelei, este super sănătoasă și are mai puține calorii decât zahărul. Iar aici avem păstură. Am zis cu păstura, o să mănânc și eu o linguriță de păstură pentru că mă ajută foarte mult cu masa musculară, mă ajută la stomac, este foarte, foarte bună. La fel ca și mierea, este bună în prevenirea a zeci de boli și afecțiuni. S-a făcut ora 11, iar pentru micul dejun mi-am făcut aici cea mai simplă masă posibilă. Două felii de pâine graham cu două feliuțe de cașcaval și câteva feliuțe de babic. Iar lângă am pus foarte multe legume, după cum puteți vedea, roșii și castraveți. Pentru că legumele sunt foarte sănătoase, au foarte puține calorii, n-avem cum să ne îngrășăm de la legume. Și vă recomand tuturor să mâncați foarte multe legume, nu mă interesează cum le mâncați, că le mâncați crude, că le mâncați lângă două sandvișuri cum am făcut eu acum, că le faceți salată și le mâncați cu mâncare gătită, că le faceți pe grătar sau la cuptor sau le tăiați mărunt și le puneți în ciorbă. Chiar nu este important lucrul acesta, important este să mâncați foarte multe legume. Dacă vreți să fiți sănătoși, să fiți full și să slăbiți, da, fără să simțiți că mâncați foarte puțin. Asta este o farfurie mare și vedeți că este plină, da? Numai când mă uit la farfuria asta deja m-am săturat, pentru că îmi dau seama că e multă mâncare, îmi păcălesc creierul, dar de fapt iau foarte puține calorii. Urșilor, am ars și astăzi 700 de calorii într-o oră, antrenament cardio pe bandă, înclinație 10, viteză 4, greutate 106 kg. Am făcut și un antrenament cu greutăți înainte să mă urc pe bandă, dar la cardio arde mult mai multe calorii decât la antrenament cu greutăți. Așa că după ce o să ajung acasă, o să mai fac încă vreo 2 ore de mers prin curte, pe plan orizontal, să mai ardem încă 700 de calorii, să mă duc în 1500 de calorii arse și astăzi, pentru că vreau să slăbesc săptămâna asta 1 kg. Urșilor, am venit de la sală, ia uitați ce am cumpărat din piață, o grămadă de roșii de castraveți. Aici avem încărica de aseară, o să o încălzesc o porție și o să mă pun imediat la masă, iar aici mi-a făcut șeful bucătar o salată.
din roșii, castraveți și ceapă verde. Am luat și 3 kg de căpșuni din piață. Ok, urșilor, cam așa arată masa mea de după antrenament. După aia o să mai facem 2 ore de mers, să fie 3 ore de mers astăzi. Mi-am pus aici cartofi, 3 pulpițe de pui, fără piele. Le-am băgat la microunde, le-am încălzit. Aici avem salată, foarte multă salată, după cum puteți vedea. Este fără ulei salata, decât cu oțet și puțină sare. Este foarte simplu să mâncăm sănătos, da, și să slăbim, pentru că aceste alimente au foarte puține calorii. După cum puteți vedea, mănânc foarte multe legume. Am început iarăși să consum legume pentru că mă destabilizasem așa un pic săptămâna trecută, cu atâtea dulciuri, atâta cozonac, atâtea prostii pe care le-am mâncat. Am revenit la mâncărurile de bază, mâncărurile simple și foarte gustoase, mâncăruri sănătoase care sunt foarte slabe în calorii și care ne ajută să slăbim și să fim sănătoși. Așadar, mâncați foarte mult legume, da, mai ales acum că au început să apară legumele astea proaspete, sunt super, super bune. Legumele românești sunt mult mai gustoase decât cele care le găseam acum câteva luni prin supermarketuri. Duceți-vă în piață, cumpărați-vă și fructe, pentru că sunt foarte bune. Am văzut că erau și niște ridichii, așa că am zis lumea că mi-a să-mi taie și niște ridichii să-mi pun aici în salată, pentru că îmi plac și ridichile, sunt foarte bune. Iar aici mi-a adus pepene. Asta o să fie desertul meu, urșilor. Pepene, foarte multe fructe, foarte mult pepene, da? Înlocuiesc deserturile cu fructe și o să ieșesc foarte bine și din punct de vedere nutrițional și din punct de vedere caloric. O să puteți mânca mult mai mult pentru că fructele și legumele au foarte puține calorii, 30 de calorii pe 100 de grame. Am terminat de mâncat turșilor, mi-a fost foarte foame, pentru că după cum puteți vedea am terminat și salata asta enormă. Eu care nu mă omor așa cu salatele, dar credeți-mă, roșiile astea din piață și castraveții sunt delicioși și înseamnă că mi-a fost și foame de am reușit să mănânc atât. Asta înseamnă să mănânci la volum, să mănânci peste 1 kg de mâncare la masă, fără să te îngrași. Iar la desert avem aici pepene. Ia uitați cât pepene avem. Încă 1 kg de fructe, da, de pepene. Deci 2 kg de mâncare la masă aceasta. Este fantastic și o să slăbesc garantat, pentru că toate lucrurile astea au foarte puține calorii și deja sunt super, super full. O să iau pepenele ăsta cu mine să-l mănânc așa ușor la laptop, în loc de desert, să mă odihnesc vreo 2 ore și după aia ne băgăm să mai facem 2 ore de cardio. De mers prin curte ca să mai ardem încă 700 de calorii. Să ne ducem și astăzi în 1500 de calorii arse. Hai, noroc și sănătate, urșilor, ne-am pus aici niște vișinată. Aici avem 2 filuțe de pâine, s-ar putea să mănânc mai multă, vreo 3. Iar aici mi-am pus o ciorbă dublă. După cum vedeți, este un castron din ăsta enorm. Nu este un castron obișnuit de ciorbă din care mâncam eu de obicei. Este foarte multă ciorbă aici, este o porție dublă. Tocmai am terminat de făcut încă 2 ore de mers, fraților. Am mers 14.000 de pași prin curte. Asta înseamnă că am ars încă 700 de calorii. Când merg pe plan orizontal, ard undeva la 350 de calorii, iar când merg pe plan înclinat de 10 grade, ard dublu, ard 700 de calorii. Este ciorbă ca aseară, este ciorbă de lobodă, este foarte, foarte bună. I-am pus 2 bucăți din astea de carne, bine, mai mult os, dar are și ceva cărniță pe aici, printre oasele astea. Se află și ceva cărniță. Avem foarte multe legume, foarte bună ciorba asta de afumătură. Este ora 7:30, nu știu dacă v-am spus, iar eu mă bag să mănânc pentru că mi-este foarte foame, sunt într-un deficit caloric foarte mare, am ars astăzi peste 1500 de calorii și nu cred că am mâncat atâtea calorii cât am ars. Deci, practic, am ars mai multe calorii decât am mâncat și, na, vă dați seama, mi-este foarte foame. Știam eu că lipsește ceva, urșilor, mi-am adus aici ardei ăștia iuți în oțet, să-mi pun câțiva ardei iuți în ciorbiță. Și aici mi-am luat un castron în care am mâncat taică-mă sau maică-mea mai devreme. Uitați cât de mare este castronul meu față de un castron obișnuit. Observați? Vedeți cât de mare este? De aceea v-am zis că este porție dublă. Și chiar vorbesc serios, nu fac mișto sau nu vă mint. Am terminat-o, urșilor, m-am luptat ceva cu ea, să știți, dar am reușit să o dovedesc până la urmă. Ia uitați câte oase s-au strâns acum în castronul ăsta. În sfârșit m-am săturat, sunt super plin, super full, super hidratat. O să stau acum lejer 3-4 ore până la următoarea masă. Urșilor, s-a făcut ora 11 și este timpul pentru a 4-a masă a zilei. Avem aici 400 grame de budincă proteică de la Dr. Oetker cu 40 grame de proteine și are decât 330 de calorii și arată extraordinar și numai că arată, dar este și foarte, foarte gustoasă. Iar aici avem 1 kg de căpșuni din piață. Sunt foarte, foarte bune, iar 1 kg de căpșuni au decât 320 de calorii. Avem încă o masă enormă, încă 1 kg, 400 de mâncare și la masa aceasta, 40 grame de proteină, foarte multe vitamine de la căpșuni, foarte multe minerale, fibre,
și este o masă extraordinar de gustoasă. Și țineți minte că mâncatul seara nu îngrașă, ci deficitul caloric este foarte important pentru a slăbi. Dacă vă îngrășați, înseamnă că sunteți în surplus caloric, nu că ați mâncat seara. Alimentele nu-și modifică caloriile în funcție de ora la care le mâncați. Deci în total avem 1 kg, 400 de mâncare și 650 de calorii. Este fantastic. Și 40 de grame de proteină. Asta înseamnă să mănânci la volum, morșilor, să mănânci 1 kg 400 de mâncare, care echivalează la calorii cu 100 de grame de nuci. Vă dați seama, 100 de grame de nuci le mănânci într-un minut. Iar aici am 1 kg 400 de mâncare, care o să le mănânc într-un timp foarte, foarte lung. O să-mi ia cel puțin 15-20 minute să savurez această minunăție de masă și bineînțeles că mă va umple mult mai mult decât 100 de grame de nuci. Este foarte important să faceți alegerile corecte și astfel veți reuși să slăbiți și să fiți mereu cu stomacul full și sănătoși, bineînțeles, pentru că fructele și legumele au foarte puține calorii și sunt foarte sănătoase pentru noi. Bună dimineața! Astăzi începem ziua tot cu suplimentele mele apicole, urșilor. Avem aici o linguriță de păstură. Foarte bună. Ia uitați, pâinea albinelor. 35% proteină de cea mai bună calitate. Toți cei 9 aminoacizi esențiali. Extraordinar pentru masa musculară, pentru stomac și pentru alte încă zeci de afecțiuni și beneficii pentru corp. O să punem și o linguriță generoasă de miere de rapiță pentru că este super, super bună. Nu schimbă gustul cafelei, are mai puține calorii decât zahărul și este foarte sănătoasă. Dacă vreți să aveți energie, să fiți sănătoși și să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, trebuie să consumați câte o linguriță din produsele apicole pentru că sunt extraordinare. Urșilor, am coborât să-mi prepar un mic dejun pentru că s-a făcut ora 11. O să tăiem două ciuperci feliuțe, o să tăiem și două fire din astea de ceapă, le călim bine, le tragem la tigaie cu niște babic din ăsta, niște feliuțe de babic, fără ulei, bineînțeles. După care voi bate două ouă, le voi pune peste, pune în capacul și lângă o să tăiem castraveți, roșii, două feliuțe de pâine și niște cașcaval, niște brânză de horezul din asta salată. Haideți să trecem la treabă și să vă arăt rezultatul final. Ia uitați, urșilor, ce frumos a ieșit, am scos-o ca pe pizza, nu s-a rupt și pare așa foarte voluminoasă, nu? Pentru că este pe farfurie foarte mare. Asta ne va ajuta să ne păcălim creierul. Aici am tăiat 3 roșii în castravete, n-am mai tăiat al doilea castravete pentru că sunt foarte multe legume. Aici o să punem o bucățică de brânză, da? Nu exagerăm cu brânza asta pentru că are foarte multe calorii. Și cam asta este masa mea. Am și două feliuțe de pâine. Poftă bună vă doresc. Eu după ce o să mănânc, mă pregătesc de sală pentru că astăzi am o zi foarte tare de picioare, după care trebuie să fac iarăși o oră pe bandă, pe plan rutina de 10 și să mai facem și peste 10.000 de pași, așa că avem foarte multă treabă. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 Antrenamentul de picioare pe cardio, urșilor. Am setat aici o oră, vedeți? 59 de minute mai sunt. Inclinație 10, viteză 4, greutate 106 kg. Să mai ardem 600-700 de calorii. Și apoi mergem acasă să vedem ce mai mâncăm. Și mai facem vreo 2 ore de mers prin curte, pe plan orizontal. Să mai ardem și acolo vreo 700 de calorii. Să mergem în 1500 de calorii arse astăzi. Și o oră mai târziu am reușit să ard 700 de calorii, la fel cum am ars și celelalte zile. Devine din ce în ce mai ușor antrenamentul ăsta de cardio. Singura parte nașpa e că e plictisitor.
S-a făcut ora 3 ori și doar am venit de la sală, mai avem aici decât o pulpiță și am găsit în frigider niște din ăsta, niște șorici, așa că o să mănânc șoriciul ăsta cu pulpița acum, până încălzește șeful bucătar ciorbița. Și după aia mâncăm și ciorbiță. Gata, a venit și ciorba urșilor. Avem decât o bucată de carne astăzi. Avem aceeași ciorbă cum am mâncat zilele trecute, de lobodă, cu multe legume, după cum puteți vedea. Aici avem pâine. O să mănânc și două felii de pâine din asta. Graham de velpitar, foarte bună. Și cam asta este a doua masă pe ziua de astăzi. Poftă bună vă doresc și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 7 seara urșilor, este timpul pentru a treia masă a zilei. Avem 1 kg de căpșuni și o din asta de budincă proteică de la Dr. Oetker. Aseară am descoperit o chestie super șmecheră. Știți că astea, căpșunile merg foarte bine cu ciocolată. Și budinca asta are un gust foarte intens de ciocolată, să știți. Și ia uitați cum le mănânc. Mamă, ce bune sunt. Deci pe cuvânt. Merg la fix. Avem 1,4 kg de mâncare aici, da? Și vreo 650 de calorii. Și 40 grame de proteină. Dacă mâncați puțin și nu slăbiți sau vă îngrășați, înseamnă că nu mâncați lucrurile care trebuie, fraților. Trebuie să mâncați lucruri care sunt mai slabe în calorii, cum ar fi fructele și legumele, da? Pentru că astfel veți putea mânca foarte multă mâncare și veți lua foarte puține calorii. Au un volum foarte mare, spre deosebire de alte alimente care sunt foarte bogate în calorii. S-a făcut ora 10:30 seara urșilor și este timpul pentru a patra masă a zilei. I-am pus aici varză, varză călită, varză are foarte puține calorii, are 30 de calorii pe 100 de grame. Avem și niște cârnăciori. Cârnăciorii nu sunt așa slabi în calorii, dar avem și proteină mai bună pe aici, pe la fund. Haideți să vă arăt. Avem niște mușchi de porc foarte șmecher. Ăla are foarte puține calorii, adică nu are grăsime și de aceea are mai puține calorii. Ia uitați. Mamă, ce mișto arată mușchiul ăsta. Avem foarte multă cărniță. Abia aștept să mănânc. O să mănânc cu 2 filuțe de pâine. Și cam asta este și a patra masă pe ziua de astăzi și ultima. Poftă bună, vă doresc, somn ușor, ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, începem și ziua de astăzi tot cu suplimentele mele apicole. Avem aici o linguriță generoasă de miere de rapiță, punem în cafeluță pentru că îmi place cafeaua dulce și aici o să mănânc o linguriță de păstură, de pâine albinelor, pentru că mă ajută foarte mult cu masa musculară. S-a făcut ora 11, iar pentru prima masă a zilei avem 2 sandvișuri, 2 filuțe de pâine din asta Graham de la Velpitar. Avem câte o filiuță de mușchi din acesta, de șuncă de prag, adică de la Matache Măcelaru. Ia uitați ce feliu zdravene. Are 98 de calorii pe 100 de grame șunca asta. Are niște valori foarte bune și 20 grame de proteină. Am mai fiert un nou, iar sub fiecare felie de șuncă am pus câte o filiuță de brânză din asta, de la Hochland, de la mea de vacă. Da? Ia uitați și aici. Și o să mănânc totul cu foarte multe legume. Avem vreo 2 roșii și un castravete tăiate. Poftă bună vă doresc tuturor urșilor. După aia ne pregătim, trebuie să mergem la sală. Deci urșilor, fix într-o oră, dacă bag 105 kg, ardem un pic mai puțin de calorii decât la 106 kg. Uitați, 693 de calorii. Asta e rezultatul final. S-a făcut ora 4, am venit de la sală și este timpul pentru a doua masă a zilei. Avem aici o ciorbă proaspătă făcută de șeful bucătar astăzi. Avem foarte multe paste din astea, fidea, foarte multe legume, carne de porc. A tăiat așa bucățele, uitați câte multe mi-am pus. Avem și dovlecei pe aici, văd, foarte multe legume. Nu cred că o să mai mănânc cu pâine, mi-am luat aici niște pâine, dar are multă paste făinoase. Eventual poate o să mănânc o feliuță și o să mai îmi pun niște ardei din ăsta în oțet. Iar ca desert am aici o banană. Asta o să fie desertul meu. Gata cu cozonaci, gata cu dulciurile. Începem să mâncăm mai multe fructe la desert, da? Am terminat urșilor, a fost excelentă ciorba. Am mâncat o filuță de pâine până la urmă. Și acum o să-mi iau banana și o să mă duc sus la mine la laptop să-mi savurez desertul. Vreau să vă spun să mâncați mai multe fructe și legume pentru că este foarte important. Este foarte important să fim sănătoși, iar acestea au și foarte puține calorii, așa că putem mânca mese mai multe, putem mânca mai mult volum, să luăm puține calorii, să nu ne îngrășăm și să fim sănătoși, să avem nutrienți, vitamine, minerale, fibre. Haideți că s-a făcut ora 8 urșilor și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Avem aici un felul 2 făcut astăzi de maică mea proaspăt. Este o masă foarte bună pentru dietă. Este o mâncărică de fasole teci așa, cu carne de pui sau de porc, cred că de porc este. Avem foarte multe bucățele de carne de porc. Fasolea asta verde are foarte puține calorii, are 30 de calorii pe 100 de grame și o să mănânc totul cu niște castraveți din ăștia în oțet. O să mănânc fără pâine. Asta este a treia masă pe ziua de astăzi, vă urez poftă bună, ne vedem la următoarea masă pe la 10:11 seara. S-a făcut ora 11 urșilor și este timpul pentru a patra masă pe ziua de astăzi. Avem aici încă 1 kg de căpșuni
mamă, deci sunt extraordinar de bune căpșunile astea. Avem aici vreo 300-320 de calorii, iar aici bineînțeles că avem o budincă proteică, da? Pentru că merge de minune cu căpșunile astea. O să nu mai așa în budincă, căpșuna este super, super bună. Masa asta a fost una din preferatele mele de săptămâna aceasta, este extraordinar de bună. Poftă bună vă doresc tuturor, somn ușor și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, începem ziua tot cu suplimentele mele apicole. Avem aici păstură, mi-am pus deja o linguriță. Mm-hmm. Da, foarte bună. Iar aici avem cafeaua, da? Și o îndulcim cu o linguriță de miere de rapiță. Ia uitați, o linguriță generoasă, pentru că îmi place cafeaua dulce și am făcut-o destul de tare. Este ora 12, urșilor, și este timpul pentru prima masă a zilei. Avem două filiuțe de pâine, cu o filiuță din aia de șuncă de Praga și câte o filiuță de cașcaval la fumat de Hochland. Lângă antea două roșii și un castravete. Este o masă super simplă, dar foarte gustoasă. Și astăzi o oră de cardio pe bandă, am mars 700 de calorii, la fel cum am mars în fiecare zi pe bandă de 700 de calorii. Asta înseamnă că în 5 zile am mars 3500 de calorii, adică jumătate de kilogram. Plouă cu soare, urșilor! Plouă de rupe cu soare! Uitați-vă și voi! Wow. Vai de capul meu cum sare apa! Tare de tot! S-a făcut ora 4, urșilor, am venit de la sală și avem aici o ciorbă, cum am mâncat și ieri, de porc, cu fidea, cu multe legume.
Ia uitați câte bucăți de porc mi-am pus, câte bucăți de carne avem aici, foarte multe. O să mănânc cu niște ardei din ăsta iute, în oțet. La desert avem o banană, avem și două feluțe de pâine și asta este masa de după antrenament. Ia uitați, urșilor, am fost și în piață după antrenament, am luat căpșuni, am luat 2 kg de căpșuni. Aici este decât 1 kg, dar o să-l mănânc mai pe seară pentru că acum m-am săturat și am banana asta ca desert. Este sezonul căpșunilor, a început și vă recomand să mâncați foarte multe căpșuni pentru că sunt pe departe cele mai bune fructe când vine vorba de slăbit, căpșunile și pepenele, dar pepenele încă n-a apărut la românesc, dar căpșunile în schimb sunt senzaționale, credeți-mă, și au decât 30 de calorii pe 100 de grame, adică un kilogram din ăsta are decât 300 de calorii, cât jumătate de ciocolată, vă dați seama, cât 50 de grame de ciocolată, e fantastic. Și nu mai vorbim aici de vitamine și de minerale, nu numai că este o masă voluminoasă și vă ține, vă umple stomacul, dar este și foarte sănătoasă. Duceți-vă în piață și cumpărați-vă, mâncați câte un kilogram în fiecare zi pentru că sunt extraordinare. S-a făcut 7:30, urșilor, ia uitați ce a făcut maică-mea aici, cartofi din ăștia noi. Mamă, ce bun sunt. Dar vreau să-mi fac o pizza eu. Hai că mănânc unul și gata. Îmi fac o pizza și vă arăt imediat. S-a făcut ora 8 și pizza este gata, a treia masă este servită urșilor, o să mă duc acum sus să o savurez așa în tignă. Am pus ceapă din asta verde de la noi în grădină, ia uitați câtă ceapă verde am pus pentru că îmi place foarte mult, am pus ciuperci, vreo 4 ciuperci, multe măsline, 100 grame de mușchi și 2 feluțe de cașcaval din ăla buschetar de la folie și 4 feluțe de pâine graham, pe care le-am dat printr-un nou bătut și niște sos de roșii. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, dacă vreți să o faceți și voi, este extraordinară și acum o să punem niște ketchup picant, să fie așa un pic picantă. Și acum pot să o iau sus. Poftă bună, ne vedem mai încolo la următoarea masă. S-a făcut ora 11 noaptea, urșilor, și este timpul pentru a patra masă pe ziua de astăzi și ultima. Avem aici 1 kg de căpșuni și lângă o să mănânc un baton proteic cu 20 grame de proteine și 200 de calorii. Pentru că nu mai am budincă din aceea proteică, va trebui să mă duc să mai cumpăr de la Carrefour. Astea au fost toate mesele de săptămâna aceasta. Mâine o să mă cântăresc, să vedem câte kilograme am, să vedem dacă am slăbit ceva săptămâna asta. Poftă bună tuturor și somn ușor! Neața, urșilor, haideți să vedem că s-a făcut sâmbătă. Chiar sunt foarte curios să vedem câte kilograme am. Vreau să am în jur de 105 kg pentru că am făcut foarte mari eforturi săptămâna asta. Am mâncat super corect, am mâncat numai lucruri bune, numai lucruri sănătoase, slabe în calorii, foarte multe fructe, foarte multe legume și da, rezultatul este super șmecher. 105,1. Mamă, cât de șmecher! Haideți să ne punem o dată. Ne cântărim de 3 ori să fim siguri. 105,1. Scrisese 105,0, ați văzut? Da, 105,1 cred că o să fie. O să mergem acum sus să scriem pentru că sunt foarte entuziasmat. Au dat rezultate toate antrenamentele mele și toate efortul de săptămâna asta. Super tare! Ok, am scris aici 105,1 săptămâna 19. Este un rezultat foarte bun. Sunt 800 de grame față de săptămâna trecută. Mă gândeam că dau 1 kg, dar și 800 de grame e pe acolo, e aproape, e foarte bine. Dacă vreți să vedeți toate clipurile de când am început, de pe 7 ianuarie 2019, de când aveam 146 de kilograme, le puteți vedea pe acest canal în seria Autoslăbește, să vedeți cât de gras eram. Da, urșilor, este un rezultat foarte bun. 800 de grame săptămâna aceasta este foarte, foarte bine. În sfârșit am reușit să-mi revin, am reușit să mănânc foarte multe fructe, foarte multe legume. Mâncăruri gătite, slabe în calorii, pentru că acestea conțin foarte multe legume și pentru că șeful meu bucătar nu mai pune ulei în mâncăruri, mai adaugă grăsimi. Acestea sunt foarte bune pentru slăbit, pentru că au foarte puține calorii. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să apelați la niciun specialist, puteți să vă uitați la clipurile mele, să vă motivați și să învățați ceea ce trebuie să mâncați ca să slăbiți. Este foarte simplu să aveți o dietă sănătoasă și slabă în calorii, trebuie să mâncați multe fructe, multe legume și proteina slabă. Este foarte, foarte simplu. De asemenea, trebuie să faceți și foarte mult sport. Ați văzut că eu am început să fac foarte mult cardio. Nu există zi în care să nu fac o oră, două de cardio. Nu cardio greu, nu exerciții HIIT. Pur și simplu, mers pe jos, este foarte bun. Bineînțeles, puteți să faceți și bicicletă dacă aveți, dacă vă place să mergeți cu bicicleta, puteți să faceți înot, puteți să mergeți pe munte, este extraordinar. Trebuie să vă alegeți un tip de exerciții cardio pe care le puteți face pe o perioadă mai îndelungată, da, de o jumătate de oră, de o oră, de două ore și credeți-mă, vă veți simți extraordinar. Dacă nu puteți de la început să faceți atât de mult, luați-o ușor, luați-o pas cu pas, 15 minute în prima săptămână, faceți în fiecare zi câte 15 minute, puteți după aia să treceți la o jumătate de oră, a doua săptămână, într-o lună o să ajungeți să faceți o oră și tot așa în câteva luni puteți să faceți 2-3 ore de cardio. Este foarte, foarte
simplu, trebuie să o luați progresiv, exact ca și la sală. Nu te poți duce în sală și să lucrezi cu cele mai mari greutăți. Totul se face progresiv, urșilor, inclusiv dieta, da? Inclusiv dieta. Știu că la început este foarte greu să mâncați fructe, să mâncați legume. E foarte greu să vă găsiți mâncărurile, să vi le asezonați, să vi le preparați în felul care vă place și în felul în care puteți să le mâncați. Pentru că fructele și legumele nu sunt atât de bune la gust cum sunt mâncărurile astea de tip fast food, cum sunt dulciurile. Și mie mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc cu mâncărurile acestea, dar am reușit într-un sfârșit. Plus de asta mă ajută foarte mult șeful meu, bucătar, pentru că gătește foarte bine, gătește foarte gustos. Dacă aș fi fost singur, vă dați seama că nu aș fi putut să mănânc atâtea mâncăruri gătite, atâtea mâncăruri extraordinare, pentru că nu știu să le gătesc. Aș fi mers pe chestii mult mai simple, pe salate, cu proteină, cu carne la grătar, la cuptor. Dar dacă vreți, credeți-mă, se poate. În total am depășit 41 de kg slăbite, fraților, de când m-am apucat și mai avem 9 kg, mai puțin de 9 kg până ajung la 50 de kg slăbite, așa că am nevoie de ajutorul vostru să mă motivați pentru că este din ce în ce mai greu. Trebuie să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea în fiecare săptămână clipurile mele. Trebuie să-mi dați like-uri, să lăsați comentarii pentru că lucrurile astea mă motivează foarte tare, mă ajută să continui și să mai scot clipuri și la mijlocul săptămânii cu diverse subiecte pentru voi, pentru a împărtăși din experiențele mele pe care le-am acumulat în timp ce am slăbit atâtea kilograme și am pus atâta masă musculară. Dacă aveți întrebări pentru mine, lăsați-le în secțiunea de comentarii, vă voi răspunde cu drag tuturor. Dacă vreți să mă vedeți mai des, intrați pe Instagram și pe Facebook și urmăriți-mă la Miere TVO, pentru că acolo postez zilnic. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole la cele mai mici prețuri. Avem 10 de reduceri plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt de top, sunt premium, sunt premiate la târgurile naționale și internaționale apicole, avem o grămadă de diplome, așa că stați liniștiți, calitatea este garantată. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!